Hai să-mi pun eu cafeaua. Neața, bună, oameni buni, iată că suntem din nou pe sticlă, aici la emisiunea Liber la Vorbe. Va fi o emisiune interesantă, zic eu, cu un personaj în devenire. El vine din lumea sportului, din lumea artei, a cântat și la vioară, am citit în curriculum vitae, dar o să ne povestească pe larg toată povestea acum într-o emisiune, înainte cu aproximativ o lună de a împlini o frumoasă vârstă. Salut, Cristi Cățan! Să trăiți, domnule Genutuțu! Bun venit la masa Vorbelor la Liber! Hai noroc, că ziceam că bine ai venit, că ești în premieră aici! Vă mulțumesc că pentru invitație, bine v-am găsit. Și pun loc și pentru ziua de naștere, care va fi în aprilie. Vă mulțumesc. Domnul Cristi Cățan, spuneam deci că par un personaj interesant în sensul că îmbină foarte mult munca, văd că am făcut studii pe aici. Cum e la Strasburg și la Oxford? Frumos, a? Foarte frumos. La Strasburg am studiat, la Oxford am muncit. Da? Da. Două luni. Sau cât? Da, o vară. O vară. Am fost director de activități la Oxford, am fost director de activități într-o școală de limbi străine de vară. Eram responsabil cu activitățile sportive și cu excursiile pe teritoriul Marii Britanii. Bun. Ale studiilor. Hai să o luăm pe rând. Te-ai născut în 20 aprilie, acum, aoleu, 40 de ani. Aproape 40 de ani. Tot nu areți, așa par la un adolescent în clasa 12. Da, da, da. Poate și sport. Cu prieteni în clasa 9. Da. Și ce am remarcat, Berbec, nu? O ultima tură. Berbec, da. Un pic acolo la... Berbec Taur. Berbec Taur, la graniță. M-am mai pasionat de... Tot cu coarne. Tot cu coarne, de zodiac, și tot îmi spune că am caracteristici de Taur mai degrabă, chiar deși sunt născut în ultima zi de Berbec. Bun. Am remarcat că în 20 aprilie asta este o dată cu foarte multe personalități, din, mai ales din lumea politică. Nu știe de Napoleon al III-lea, marele împărat sau unul din împărații celebre ai Franței, născut atunci Carol I, primul rege al României. Un personaj negativ, poate cel mai negativ de pe planetă, dar nu-i vina ta, Adolf Hitler. Apoi Ryan O'Neill, ai văzut filmul Love Story? Da. A fost un film în anii 60-70 foarte frumos. Adrian Ilie, marele fotbalist român, și, de ce nu, Carmen Electra, frumoasa actriță, nu? Carmen Electra, da. O actriță americană de rezonanță mondială. Da. Sunt onorat să fiu în acea zi cu asemenea personalități, mai puțin cel pe care l-ați specificat pe partea negativă, dar aș mai adăuga... Da, unii sunt născuți cu Klaus Iohannis, alții cu Traian Băsescu. Da. Fiecare cu norocul său. Aș adăuga totuși legat de 20 aprilie, pentru că tatăl meu este mare suporter al Universității Craiova și mi-a inoculat și mie cumva dragostea pentru știința. Echipele mele de suflet sunt Universitatea Craiova și Jiul Petroșani, fiind născut la Petroșani. 20 aprilie 1983, cu un an înainte să mă nasc, returul semifinalei Cupei UEFA, Universitatea Craiova, Benfica Lisabona, 1-1 pe centralul din Bănie. Au ratat calificarea din cauza că atunci era gol afară și făcuseră 0-0 la Lisabona. Exact, da. 0-0 cu Grigore Ciupitu, fundaș central, eroul de la Lisabona, pentru că a reușit să respingă împreună cu apărarea pe care o conducea toate o conducea atacurile, împreună cu Ștefănescu, evident, atacurile lusitanilor. Da, Grigore Ciupitu, care și la Jiu a făcut o figură foarte frumoasă, și mi-aduc aminte de un meci cu FCM Galați câștigat cu 3-0, toate golurile marcate de fundaș, de Ciupitu. Ah, fantastic. Da, FCM Galați se numea atunci echipa. Bun. Dacă tot am început cu sportul, hai să o luăm cu pasiunile tale. Dincolo de faptul că văd că ești foarte ancorat în știința fotbalului, de fapt tu ai făcut alt sport. Te tragi dintr-o familie de sportivi. Tatăl tău, am înțeles că a fost fotbalist, nu pe la mine. Ia povestește-ne. Fotbalist profesionist. Cred că avem niște poze. Dăm drumul, Teddy, cu pozele astea. Da. Și cu Grigore Ciupitu am avut onoarea să-l întâlnesc la centenarul Jiului Petroșani. Povestește-ne ce cu poza asta. Aici este o poză în care apare tatăl meu, este cel din rândul de jos, din dreapta. Se spune că e făcut în 74, acum 50 de ani. Da, nu, deci ultimul de acolo, de jos, da, e tatăl tău? Da, cel de jos, da, da. Aha. Nu știu cât de mult seamănă, e tânăr acolo. Da, păi na. Nu știu dacă este cea de la Armătura Zalău, poate, sau de la... Scrie așa, amintire din primul meci pe 3 noiembrie, Minerul Motul Cimentul Târgu Jiu 2-1. Da. Divizia C, nu? Era în divizia C, tatăl meu știu că a jucat la diviziile C și B, un B foarte puternic, poate peste... La ora aia, sigur că poate la nivelul ligii întâi din ziua de azi, da, să spunem. Da, așa este.
Și a făcut-o foarte, foarte bine. Chiar am feedback de la mulți oameni din zona Motrului și din Oltenia unde a jucat. Din păcate, la 26 de ani s-a accidentat, ulterior fiind operat la genunchi chiar de doctorul care l-a operat pe Ilie Balaci, care a fost accidentat de la, nu știu, la Baia Mare de Arezanov. Da. Așa este. Arezanov. Da, și... să știi că n-a fost cu intenție. Lovitura, nu, da, mă rog, nu, acum după atâți ani. Tatăl meu a jucat la Minerul Motru, zona în care s-a născut, la Armătura Strehaia și la Drometa Turnul Severin. Da. La Strehaia a fost foarte bun prieten și în cameră cu Adrian Pigulea, care ulterior fiul lui Marcel Pigulea. Fiul lui Marcel Pigulea, care a fost fundaș dreapta la FC Argeș. Exact, și nepotul lui Gorun Pigulea. Da, de asta nu mai știu. Arbitru, da, în zonă. Adrian Pugulea, care ulterior a ajuns la Universitatea Craiova, și la Severin în aceeași cameră cu junior la vremea respectivă, Fane Țâră, care ulterior ajunsese la noi la Jiu Petroșani. Da, 95-96 a prins barajul cu Foresta, Foresta, da. Bun jucător, da. Nu, din păcate s-a cam dat s-a cam patinat în ultimul an, da. Cum zicea Țicleanu, că ziceau, bă, ce meciurile cu Jiu, i-am luat tot un interviu la Aurel Țicleanu și am zis, cum erau meciurile cu Jiu? A, ce mai patinam așa. Da. Așa era bine. Bun, încă o poză cu fotbalul, ca să închei cu tatăl tău. Ca să încheiem, aș putea spune doar că mi-a povestit la un moment dat o situație. Nu, asta e cu karatele, dacă mai avem un alb negru, nu știu, asta e făcut. Două poze avem, Teddy, cu alb negru. Da, a, aici este un meci amical între, eu sunt foarte mândru de această poză, când am descoperit-o, eu am editat-o, am scris sus, bă, uite, mare, uite, meci, bravo, uite, în sfârșit și, o poză, da, așa trebuie făcute, și fii atent pe Eldreanu acolo. Exact, de la... am trecut și toți jucătorii, un amical între Armătura Strehaia, al echipa al cărei capitan era tatăl meu, Ion Cațan, și Universitatea Craiova, echipa sa de suflet. Cresu. Lângă tatăl meu, sus, în circuit, este Ștefănescu în stânga, da, în dreapta este arbitrul Gorun Pigulea, deci bunicul lui Adrian Pigulea, și avem pe... Uite, văd aici, Jolgău, Jolgău, da. Cărțu, nu, era echipa, Lung, echipa de bază a Universității Craiova, da, care juca frecvent. Negrilă, din ce spunea tatăl meu, amicale în toată zona Olteniei, pentru rodaj. Și, din păcate, la acest meci... Pentru rodaj și pentru a fi aproape de public jucau ei. Mai făcea un grătar după meci, au zis că s-au simțit foarte bine. Nu venise la Strehaia în deplasarea aceasta Ilie Balaci, tocmai idolul tatălui meu, dar... nu este problemă. Tatăl meu a jucat un amical, n-am găsit poză, și împotriva Argeșului Dobrin, undeva într-un cantonament la Herculane. Bun, hai că ne-a prins sărăm cu fotbalul, da, cum zic, da, oltenii. Să trecem la sportul tău, la vioară. Ce, mă, am văzut că ai cântat la vioară? Sunt absolvent a școlii de muzică, 1991-1999, la vioară. Mama a avut ambiția să învăț un instrument, pe care l-am și iubit. Da, pe ce mergi? Pe clasic, pe lăutărie, pe, nu știu, întreb și eu. Din 1999 n-am mai cântat. Am mai pus mâna pe ea, mai cânt ocazional, mai cânt soției ca să o înveselesc. Hai, mai cânt o colindă. Duceam o vioară aici, să vedem cum cânti. Știu, da, să când la vioară nu se uită exact, e ca mersul pe bicicletă. Domnul, îl salut cu această ocazie pe domnul profesor Eugen Muntean, care mi-a fost multe un mentor. Generații de... Da. Inițial, când eram copil, am vrut să devin profesor de muzică. Dar ulterior mi s-au schimbat puțin aceste opțiunile, concepții, da, și opțiuni. Odată și cu intrarea în sport, în 1998, am fost, să spunem, descoperit de către sensei Radu Polifronie la... Așa, când eram în aici clasa 8-a. Vreau să ajungem. Da. Ce te-a atras? Dincolo de faptul că în fața ta aveai un părinte care făcea cu totul altceva decât karate, da, și nu te-ai dus la sporturi cu mingea, nici la handbal, nici la rugby, nici la vol, te-ai dus la karate. Cum de, da, cum? De unde până unde? A fost în fața mea până la 4 ani, pentru că părinții mei au divorțat când, aha, eu aveam 4 ani și tatăl meu a rămas în zona Motrului, iar eu am locuit cu mama mea și cu sora mea la Petroșani. Dar cum ai ajuns la Petroșani? Eu sunt născut la Petroșani, părinții, da, mei s-au căsătorit aici, dar au decis să se mute în zona tatălui meu, au considerat că este mai bine acolo. Da, era legat și de mină? Da, probabil că tatăl meu nu, era fotbalist profesionist și era pontat în mină. Aia, profesionist. Da, în sensul acesta. Da, 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 da. Că ulterior, după încheierea carierei de fotbalist, a devenit maestru electromecanic în bazinul Motorovinari, asta este altă poveste. Iată că fac un salt. După numai 4 ani, ca și sportiv la CSM Sibiu, care împlinește 30 de ani, dacă nu știu, și anul ăsta. 30 de ani și împlinit, 15, da, martie. Radule, n-ai zis nimic, ne întâlnim noi. Așa, devii campion național. Da. Și dublu campion la Kata și Kumite în 2024. Da. Cum a fost munca aia de 4 ani până la
nu știu, ai niște medalii. Sunt niște medalii. De ce vorbim acum? Am fost plecat din Valea Jiului 19 ani. În 2003 am plecat la București. 19 ani? 19 ani. În 2003 am plecat la București, la Academia Națională de Educație Fizică și Sport, pe care am absolvit-o. Da. Am fost profesor de educație fizică și antrenor de arte marțiale în capitală. Mă rog, de-a lungul anilor am mai lucrat în diferite domenii, în domeniul privat. Am locuit și în Franța, ați văzut, am fost și în Anglia. Și m-am întors acasă în 2022 cu scopul de a oferi o alternativă cetățenilor municipiului Petroșani la aceste alegeri locale pe care le vom avea în 9 iunie. Deci sunt implicat acum în politică, am intrat în politică. Da. Dar odată cu revenirea mea m-am reapucat de arte marțiale. Nu mai intrasem pe tatami de vreo 17 ani. Și odată cu antrenamentele mi-intrasem în formă, iar sensei mi-a sugerat, uite, mergem la campionatul național. Adică Radu Polifronie. Sensei, da. Radu Polifronie mi-a sugerat să intru la competiție, pentru că mai nou există categoria de veterani plus 35 de ani. Pe vremea mea nu exista această categorie. Acum aparent au introdus o categorie nouă de veterani. Am încercat, am intrat și la kata și la comite și din fericire am câștigat la ambele categorii medalia de aur. Cred că acum putem da o imagine cu din artele marțiale, o apare acolo într-o luptă, nu? Aceasta este o imagine din 2002 de la Budapesta, la campionatul la campionatul mondial de karate. Da. În Budapesta, unde aici am luat locul 4 la echipe, la kumite, și locul 6 la individual, o competiție dificilă. Eu atunci aveam centura albastră, între timp am centura neagră. Ce, scrie acolo ceva de World Championship, deci detalii. Open Karate Inter World Championship, da, da, da. 2002 Hungary. Așa, și cred că avem și o imagine de la acest campionat național, unde la kumite în final am avut, acesta este clubul nostru, CS Masibo Petroșani. A, uite, cu Radu acolo, cu, da. Cu sensei Radu, în dreapta lui sensei, mă rog, cum ne uităm noi, în stânga lui este Alina Tinca, în antrenoare, în stânga Alina sunt atunci. Eu. Da. Este o poză mai puțin calitativă, totuși, în urmă cu 22 de ani. Da, da. Și iată că vedem în stânga de tot pe Balica Tudorel, cel mai de înălțime mai mică, da, pe care l-am întâlnit Radu. În stânga pozei, ultimul din stânga, dar nu în spate, în față. Da. L-am întâlnit în finala campionatului național, acum la kumite, la veterani, el rămânând în București când a plecat la București, și el este absolvent al Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport. L-am întâlnit în finala de la kumite, deci ne-am luptat. Fac o paranteză acum, că ai stat la Strasbourg. Nu? Da, am locuit și la Strasbourg și am studiat. Cum ți se pare așa? Am fost și eu acolo 3 zile, senzațional mi se pare. Catedrala. Ca oraș în afara României, este orașul care îmi place cel mai mult. Adică este un vis, da, și zona Alsaciei super. Da, probabil că a fost și la Colmar și da. Nu, la Strasbourg am fost atâta la Parlament acolo. Da, este un, am fost într-o vizită de asta de presă odată cu, nu mai țin minte, acolo. Unul dintre sediile Parlamentului European, parlamentarii. Am fost și la Bruxelles, da, și am fost și la Strasbourg. Două săptămâni pe lună se plimbă de la Bruxelles la Strasbourg. E frumos aia, Mica Franță. Mica Franță, da. Plimbarea mi s-a părut ceva, parcă eram așa în secolul 17. Da. Și Colmar, prima la câțiva kilometri, este Mica Veneție a Franței. Acolo n-am ajuns, dar asta cu Mica Franță, cu ecluzele alea care s-au deschid pe vapoare. Superb a fost. Și cu casele specifice alsaciene. Da, casele alsaciene și portul lor, au tot felul de magazine, de suveniruri, foarte cu multe lebede. Multe lebede, da. Și orașul lebedelor. Doamnele acelea cu pălăriuțele alea, foarte frumos. Da. Bun, cu karatele, te-ai dus până ajungi la Balcaniada din Skopje. Îți place Skopje? Interesant oraș, eu am fost acolo o săptămână, am stat anul trecut cu echipa de la campionatul european de handbal feminin. Frumos. E așa o amestecătură între comunism și cam ca la cam noi, cam, nu? Și pe la București avem și la Belle Époque și comunism. Și mai mult Belle Époque, care mult. Da. În 2000 am fost în Skopje, Macedonia. Macedonia de Nord, acum. Acum arată altfel, totuși, are niște... Da. Așa. N-am mai fost de atunci. Bazarul ăla ți-a plăcut? N-am intrat. N-am intrat în el. Eu chiar acolo aveam hotelul și toată ziua eram în zonă. Mă rog, statui multe. Cred că are cele mai multe statui din Europa. Era minor atunci, campionat balcanic. A trebuit să vină tatăl meu de la Motru să dea cu semnătura la notar. Locul 6.
pentru, da, pentru a putea ieși din țară alături de, de Sensei Radu Polifronin și de, de echipa respectivă. Și Budapesta 2002 înseamnă 2002. Finalul carierei tale de sportiv? Nu. În 2007. Ai avut un loc 4. 2007, că au mai fost campionate naționale, campionat universitar. Mă refer la învergura asta. La învergura asta, da. De atunci n-am mai avut ocazia, pentru că la un moment dat m-am lăsat diplomele și, da, aici. Și medalile nu țin de foame, să știți. Stai un pic, ai niște diplome datate acum, recent. Da, acestea sunt de la ultimul campionat național despre care vă vorbeam, de la de veterani. Câștigat și la Cata și la Cumite, la veterani, medalia de aur. Da, văd că ai locul 1. Poli Karate și locul 1, Cristi Cațan, da. CC, Double C, zicem așa. Double Champion. Da. Pasiunea asta pentru sport te-a împins până la urmă și ai scris și o carte. Da. Și apropo de carte, eu vreau să-ți ofer o carte cu Jiu, una din cărțile. Mulțumesc. Este cu Jiu. Ce să zic? Hai că scriu eu mai întâi pe ea, până atunci povestește-ne despre cartea asta ceva. Este o carte, se cheamă Jurnal de Ultras, pe care vă ofer. Este o carte dedicată unui prieten foarte bun, care din păcate a decedat în 2020, Sergiu Rizea îl cheamă. Este membru fondator al echipei de fotbal Voința Sibiu și suporter înfocat al acesteia și al echipei naționale. În același timp un om foarte implicat în multe acțiuni civice, precum unirea Basarabiei cu România, a militat foarte mult pentru salvarea Roșiei Montane și a căutat foarte mult an de an să fie comemorați morții din Revoluția din 1989. Da. Vă ofer cu drag. Eu îți ofer un pix cu emisiunea Liber la Vorbe. Vă mulțumesc. Ți-am semnat. Le și arăt cartea la cameră. Așa, tu poți să arăți la cealaltă cameră. Da. Asta e, facem schimb de cum fac ea la ambasade, nu? Numai să vă scriu un autograf. Semnează-te, rog. Da. Că până atunci mai zic eu câte ceva pe aici, așa? Deci cu fotbalul... ai jucat la copii. Da, o să... Da. Ia povestește-ne cu Nearelu Buză, Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l ierte. Da. Mi-amintesc de dânsul, că nu l-am mai văzut de atunci, în 1994. Și 4, vai de mine, 30 de ani de atunci. Da. Aveai 10 ani. Da. Mă luase mama unui coleg de clasă de la... Eu eram la școala 5 atunci, împreună cu băiatul dânsei, la Jiul Petroșan, la copii, la Relu Buză și încă și acum țin minte. Te-a prins bine în faza aia în care Jiul trăgea să intre. Da. Era emulația. Eram și, devenisem și copil de mici la echipa mare. Și la Foresta Fălticeni a fost copil de mici? Da, în mai 1996. Am fost sub tabel, am stat. Și el a stat copil de mici, dar pe partea elaltă. Da. Tabela era... Nu. Eu n-am fost copil de mici în 96 la meciul cu Foresta, am fost în tribună, în peluză. În peluză. Da. Ai jucat la Minero Aninoasa, jucat la juniori, cum ai jucat? Cu Călin Țipțel. Cu domnul Stelescu senior la Știința și ce asta? CS Mejinau, Liga 12 din Franța. Am ținut să vă menționez pentru că pentru mine a fost fantastic. Și o să vă explic, pentru că am fost în Franța, am studiat psihologie la Lyon, la Institutul din cadrul facultății Lyon de Lumière. Da. Am căutat să fac și mișcare, să fiu angrenat într-un sport organizat. Chiar nu căuta nivelul. Și găsisem acest club de amatori, evident, Liga 12. Am mers la antrenamente și am și jucat unele meciuri oficiale, chiar pe câmpuri unde găseai vaci lângă. Da, a fost ceva foarte interesant. Dar erau foarte dezvoltați în sensul în care au trei primării de sate coagulate care sponsorizau acest club și aveau echipe de copii under 6, 8 și tot așa, 10. Apropo de apetența ta acum mai nou pentru politică, la liceu aveai deja de atunci tendințe de astea. Văd că ai organizat un campionat pe la liceu. Da, împreună. Informatică. La liceu de informatică am fost președintele Asociației de Fotbal Amator. Aveați așa ceva? 97, aveam asociație. Cine era director atunci? Portopan. Pe domnul Barbu nu l-am prins. Mihai Barbu, nu știu, Toroapă. Nu știu exact cine a fost, dar cred că... Portopan și eu, Toroapă, mă gândeam la domnul Toroapă. Că nu mi-era profesor. În orice caz, nu era Lucian Răzmeriță, nu cred. Nu, el a venit mai târziu, da. Da. Domnul Platon Cornel,
este, era exact, anfitrionul întregii acestui eveniment an de an, da, iar da, eu eram, da, să spun așa, mâna dreaptă și l-ajutam în organizarea acestei profu de istorie, competiție. Da, da, da. Da. Și actualul protopop de Valea Jiului, Gabriel Bulf, ne era profesor de religie, Gabriel Bulf, da, și da, se băga în campionatul de fotbal cu noi și juca. Îi plăcea, era foarte mult. Da. Dar știi ce văd interesant? Că tu ai făcut karate, ai jucat fotbal la junior și totuși ai carnet de antrenor de atletism. Da, aceasta este specializarea în urma absolvirii Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport. Așa. La admitere... Dar la ce? La alergări? La săritori? Sau nu știu, nu, povestește. Nu, atletismul ca disciplină generală. Adică pot să învăț un copil atât alergării, de tot felul, de la sprint, semifond, fond, până la probe foarte tehnice, cum ar fi aruncarea suliței sau alergarea de garduri. Eu am avut un scor foarte bun la alergarea peste garduri. La NEFS am fost al doilea, deși am o înălțime mică. Mică. Cât de, am fost 1,69. Dar sunt foarte tehnic. Și artele marțiale m-au ajutat în acest sens. Ce s-a întâmplat? Că și Messi era tehnic și mic. Da. Nu? La admitere, ca măiestrie sportivă, am avut arte marțiale. Dar nu s-au adunat numărul necesar de sportivi, da, respectiv 25, pentru a se crea o specializare în arte marțiale. Uh-huh. Și atunci am ales atletismul, un sport pe care l-am iubit și pe care am vrut să-l practic la Petroșani, dar n-am avut condiții. Nu exista club de atletism. Am fost pe la niște alergări. Ai fi bun și de craniu sportiv, la debitul cu care și, da, cum să spun, coerența pe care o ai în discursul tău, te așa lângă mine la stadionul. Vă mulțumesc. Prezentăm un meci. Vă ofer cu mulțumesc drag. Tare bine arată cartea și abia aștept să. Vă mulțumesc. Are și poze, multe imagini. Am înțeles că ai și poze cu Jiu, cu galeria, da, Jiului stă aici, da. Cu galeria Jiului când am venit la Petroșani. Nu asta pixul rămâne tot așa lângă. Vă mulțumesc. Când am venit la Petroșani în 2018 pentru a sărbători împreună cu toată floarea alb neagră, da, jiulistă, bianconeri. 2019, fost, da, da. În 2019, da, corect. Mă gândeam la centenarul României, de fapt 2018, dar jiu 2019. Păi, noi am apărut, foarte mulți fac greșeală pe Wikipedia, că sunt unii care dau data exactă, 11 martie 1919. Păi, bă, oameni buni, dacă calculezi logic. Da. Abia ne liberasem, abia se unise Transilvan. Nu le ardea lor de corect, fotbal în 11 corect martie. Echipa s-a învitat undeva în toamnă. În septembrie și... septembrie, octombrie, nu, da, se știe că nu există un act. Da, am, da, da, cercetat ani de zile, nu găsim, da, un act cu, cum e de exemplu Petroșani, 4 ianuarie 1924. Da. Bun, acolo e un act, să știi. Craiova, 5 septembrie. Perfect, 1940. Și altele, și altele. Bă, dar astea, sau Rapidul, nu știu cât, vara. Sau da. E, la noi, dar niciun caz 11 martie, pentru că acum, gândește-te logic, nu aveai cum, frate, în 3 luni să... Nu le ardea la ăștia de fotbal în, da, martie. Da, da. Plus că România au și intrat în Ungaria în 1911, da, eu cam tocat, da, pe acolo, pe la Parlament, da, și doar la rugămințile Franței am plecat acasă, că altfel nu se știe ce, da, era ziua de azi. În fine, deci rămâne 1919 ca, da, an clar, dar s-o lăsăm așa cu lunile și zilele. În 2019 am venit să sărbătoresc și eu centenarul Jiului Petroșani, unde suporterii au fost fantastici. Am văzut la tribuna a doua coreografie. A fost o ploaie, da, dacă ții minte, da, groaznic, da, da, a fost. Nu, da, da. Am fost am stat la vreo 3.000 de tunel. Spectatori, dar spun eu că vineau 10.000 dacă nu era vremea aia. Da, da. Știu că la primărie s-au dat diplomele și apoi s-a venit la stadion pentru meciul acela, da, între, da, generații. Da, a fost un moment frumos. Sperăm să se facă și anul ăsta. 105 ani sunt, da, și plus 50 de ani de la Cupa României. De la centenar am făcut chiar eu poze de pe pista stadionului și nu știu dacă se pot da făcute trei poze în acel link de transfer. Pregătind foarte rapid pozele, nu știm ce ne iese în cale. A, uite, anul astea de la Fălticeni. Da, am zis să... Da, că aici am fost sub tabela aceea. Ia arată care ești acolo. Este o poza clasică de pe internet, la o rezoluție destul de proastă, dar totuși vorbim. Eu am despre rezumat-o despre la meciul ăla și tot meciul l-am, da, filmat. Și, da, pe discul, atenție, că ai și un, sigur că acum nu se mai lucră pe DVD, dar găsești o formă să-l transferi. Pe aici, așa, există și filmul poveștii astea. Țin minte golul acela în vinclu. Da, Liviu Baicea. Liviu Baicea, da, da. Și... mai avem ceva, Teddy, dacă mai avem cea poză de astea, mai dă-ne să... Aici. E, asta e aia cu 2019. Da, suporterii jiuliști au lucrat... asta este o coreografie la care nu lucrezi o oră. Aici lucrezi două zile ca popa.
Da, cu uite, multe detalii. Acolo, pe Drăgoescu, pe Simota, îi văd pe... Da, sunt toți oamenii cu sufletul poliție, alături de, da, de Jiul Petroșani și îi salut cu această ocazie și pe suporterii Infocației ai Jiului, care au rămas fideli unei echipe, deși n-a avut performanțe. În ultima vreme. Și au rămas fideli tot timpul, da, acestei echipe. Mai putem derula, dacă mai sunt imagini de genul ăsta, mai... La mulți ani clujenilor, noroc bun din partea minerilor. Da, sunt galerii înfrățite, acele culori, aceleași an de naștere. Exact. Și același spirit, aș putea spune. Că studenți au fost și la noi și la Cluj, bineînțeles. Da, și vineau la Jiu să joace mulți în anii 60-70. Da, aici suntem aici. Da. Și cu bannerul Jiu nu moare. Aici este o poză făcută de mine, surprinzând suporterii venind spre stadion la acest eveniment. Aha, da. Dar de ce o fi acoperit ochii? E normal, nu am cerut acordul, să nu fie nicio problemă, am zis, dar cu siguranță se vor bucura toți juriștii. Da, oricum, știi, oricum, ia uite-l și pe nenea ăla. Să vadă... Din dreptul literei J, îl știm bine. Da. Jiul nu moare... Pe mine m-au impresionat și... Pe Florin Muscalu nu-l văd pe aici. Da, a fost și el pe acolo. Aici am găsit o poză, cred că era cu Acu Arad, un meci ofensive și legale. Prin 2004-2005. Nu, eu nu sunt de acord cu... Acum toată Europa e împotriva lor și e logic de ce. Da. Odată arunci una de-aia în teren. Doar că nu este cazul aici. Oamenii aceștia le-au aprins și nu au aruncat în teren. Adică suporterul de fotbal ca și cățelul e imprevizibil. Da, mai ales că și fenomenul ăsta de masă. Am un prieten care e viceprimar la Pui, copilul lui joacă la Minerul Lupeni și îmi spunea, am venit cu o rană pe față. Zic, dar ce să... Bă, zice, câinele meu pe care îl țin de 12 ani, îl mângă, îi dau mâncare, ciobănesc cu mine, a sărit pur și simplu într-o zi în față. Imprevizibil. Da. Bine, acum comparația fi... În fine, hai să mai sorbim câte o gură de cafea. Da. Să mai dăm un noroc. Vă, 20 Doamne aprilie ajută. O să fiu pe fază. Să spun unde să vin. Vă invit cu drag la petrecere. Unde? Unde? Zi-te acum. Îmi spui după, da? Și vă felicit încă o dată pentru podcastul acesta și mai ales pentru cariera pe care o aveți. Chiar vă întrebasem când discutasem în culise ce vine după, ce urmează după dumneavoastră și erați așa puțin tăcut. Băi, sunt cam sceptic pentru că nu le mai place, nu știu ce. Nu mai găsesc un farmec în treburile astea, în cercetat, deși, uite, cazul tău, acum nu vreau să fiu malițios, dar bă, și în politică, totuși să vii tânăr, trebuie să ai o chestie așa, să vezi că politica asta e, să nu spun cuvântul ăla cum e. O mocirlă, să fii mai diplomat. Bravo, a găsit un termen bun. Și totul, uite, vine unul de 40 de ani, da, care vrea să... Da. Tu vrei să candidezi, nu am înțeles. Vreau o schimbare. Da. Asta îmi doresc eu. Acum cetățenii la vot vor decide pe ce culoare politică. Ne apropiem și de datele alea și o să intrăm probabil într-o emisiune mai amplă atunci. Bineînțeles, că pentru că am proiecte legate de sport. Bănesc că îți conturești ceva. Categoric. Experiență politică, apropo. Este doar în partidul Alianța pentru Uniunea Românilor. N-am mai făcut politică până acum. Da. Este o provocare pentru mine să revin acasă și să construiesc o echipă care să ofere o alternativă petroșenenilor. Aha. Știm cu cine avem de-a face, știm cine deține puterea la nivel local, dar asta nu mă sperie, adică pot să, suntem totuși într-o democrație, pot să ofer în același timp niște variante, niște proiecte. Iar v-am spus, totul ține de cât de convingător poți fi în fața alegătorilor. Da. Mă uitam aici, chiar mă legam de implicată mișcarea unionistă. Da. Încă din 2006. Cum, da, stai așa, bun, ok, uite, da, mi-au servit-o la... Care este, de unde a plecat primul tău impuls spre, dincolo de profesie, de profesor de educație fizică, dincolo de pasiunea pentru atletism, fotbal, karate... Unde a fost declicul cu politica asta? Nu este neapărat... Că tu ai impresia că și eu probabil am fost abordat de-a lungul anilor, de mulți. Da. Dar nu... Nu. Păi nu, dar nici mie nu mi-a plăcut. Așa.
Adică nu, chiar nu, din contră, mi-a omorât visceral politica. Doar că, odată cu apariția acestui partid și intrării lui George Simion în politică, m-a convins și pe mine să iau taurul de coarne la nivel local, la mine acasă. Că sunt mulți cei care îl cunosc pe acest personaj, aș putea spune, și care sunt în diferite zone din România și încearcă fiecare pe parcela sa, alții aspiră la funcții foarte înalte, parlamentare, europarlamentare. Eu am zis, măi, eu o să încerc să câștig primăria și sunt sigur că sunt șanse mari, pentru că simt orașul, la Petroșani, în orașul în care m-am născut. Pentru că este cazul de o schimbare. Asta este părerea mea, asta mă motivează. Asta a fost toată chestia. Am analizat puțin situația. V-am spus că am fost plecat 19 ani din Petroșani. În tot acest timp am avut o parte din familie aici. Mama, bunica. Am venit să le vizitez. Cum vizitează cei plecați? De 2-3 ori pe an reușesc să vină. Și am văzut orașul cât de mult se dezvoltă, cu ghilimele de rigoare, și sportul cât de mult se dezvoltă și progresează, și da, nivelul. Să știi că nu te contrazic, că nu facem o emisiune de genul ăsta. Da, eu au dat păreri de la cei care vin din străinătate. Bă, ce fain arată orașul. Acum, sigur că l-au fi văzut înflorit, că florile astea înfloresc frumos în aprilie sau când. Adică ei zic că ceva s-o fi schimbat. Eu, care am stat toată viața aici, percepția mea e alta, percepția ta este alta. Vezi, grupul ăsta care vine din străinătate, sau poate că au și nostalgia asta a orașului, copilăriei și adolescenței, și atunci când vin spun, bă, dar s-au schimbat ceva, într-adevăr, s-au mai schimbat, eu știu, mai o intersecție, mai o lumină, mai o... Sunt probleme foarte multe, dacă intri în detalii și cobori la firul ierbii, să spunem așa, termen spus. Pentru că nu sunt de acord nici cu chestia asta, îmi spune unul din colonie, un prieten, nu-i singurul, bă, nu s-a făcut nimic în oraș, de ce? Că nu mi-a băgat gazul în casă. Păi stai, bă, băiatule, deci tot la tine te gândești. Acolo ține de un proiect... Dar poate nu mi-a băgat mie în casă mistitei cu cartofi pai. Nu așa trebuie gândit, știi? Adică pe individualitate. Eu știu, tu vezi altfel lucrurile acum și e bine așa cum pui problema. V-am spus, încerc și asta a fost, ăsta a fost declicul. Odată, George Simion a intrat în politică, nici lui nu-i plăcea politica, în 2019... Bă, dar îl cunoști personal. Da, îl cunosc personal, am fost implicat. Și chiar așa e ultras ăsta? Nu este un ultras, este un om normal. Păi este un om atipic, oricum. Dar și dumneavoastră, dacă mergeți... Doamna Șoșoacă, ești atipici. Dacă mergeți în peluza dumneavoastră la câteva meciuri ale Jiului și susțineți echipa locală și poate și cântând alături de suporteri, corect, altcineva o să spună, domnul Genu Tuțu este un ultras. Nu, sunteți un om normal, sunteți un jurnalist, sunteți un om educat cu studii, la fel și eu. Eu nu pot fi considerat un huligan, sau, Doamne ferește, din contră, sunt împotriva violenței. Da. Chiar dacă intrăm pe tatame, dacă este nevoie, pe regulamente de o luptă sportivă, dar în niciun caz de așa ceva. Nu, George Simion este un om de calitate, este un om educat, este absolvent de ASE, din ce știu eu, are și master la Iași. Și acum, vedeți, și în politică se iau toate lucrurile negre, toate lucrurile negative. Având în vedere ce este în jurul tău în Parlament, cu toți șacalii aia, cum să fii cu ei atât de blând și ăsta? Mai ridici stonul, mai... Da. Bun, asta este politica. Să revenim la sport. La ora actuală, la momentul vorbirii, ce faci practic din punct de vedere al sportului? Practic, m-am reapucat de arte marțiale. La nivel... Vrei să ne povestești despre medaliile astea, care tot așa le... Sunt cele două medalii de la campionatul acesta național de karate. Ăsta ultimul. Din 9 martie 2024. Unde ai fost acum? Unde am fost acum? La Izvoran, în complexul olimpic. Cum e acolo la Izvoran? Că toată lumea... Este un sat foarte mare, cu multe săli de sport și clădiri, hoteluri și diploma dedicat diferitelor activități. O diplomă. Asta e o diplomă. Pol președinte, nu știu ce. Vasile Manea, președintele Federației. La ce se referă diploma asta? Locul întâi la karate veteran. Da. Și aia e open și asta e... Care e diferența între astea două? La kata, kata veteran masculin, proba de tehnică. Da. Așa, iar la open înseamnă fără limită de greutate. Adică eu, de exemplu, am 77 de kilograme. Când eram junior aveam 63, acum am 77. Da. Pot concura împotriva unuia, nu este interzis, de 140 de kilograme sau mai mic decât mine, de 50 de kilograme. Deci categoria este deschisă la greutate. Singura impunere este să nu ai mai puțin de 35 de ani. Nu ai voie să intri la categorie. În general, noțiunea de veteran, că și eu mă duc
Eu, uite, anul ăsta cred că mă duc al patrulea an în mai la, în Croația. E un campionat mondial, bă, este o efervescență incredibilă. Să vezi 1000 de sportivi veniți din toată lumea. Am văzut din Brazilia, din Yemen. Vorbiți de karate? Nu, de handbal. De handbal, ok. Ei, plăcerea asta la peste 35 de a se vedea între ei, de a se reuni, este valabilă, evident, din da. Câte văd și la karate. Da. Și probabil la fel va fi mâine. Sigur, emisiunea e înregistrată, dar hai să dau data. Sâmbătă 23 martie este o reuniune a minerului Lupeni cu ocazia 100 de ani de existență în competiție și vin vreo 100 de fotbaliști. Cu câtă plăcere vin oamenii după atâția ani și voi. Și la orice sport am remarcat că este asta, atât de frumoase aceste întâlniri. Eu am văzut o chestie de genul ăsta, de vorba lui Andra, mi s-a făcut pielea găină, nu? Ea zice așa parcă. Da. Am văzut la... pe Bernabeu, acum câțiva ani, la Madrid, un meci amical, veterani, Real Madrid cu Chelsea. Bă, frate, 60.000 de spectatori la un meci amical? Despre ce vorbim? De veterani? Da, da. I-au văzut pe sunt Raul, pe Casillas, pe lor. Machelele, pe toți ăștia. Adică, da. Așa și aici la voi, probabil, da. Plăcerea asta de a vă întâlni, nu, din toată țara. Bineînțeles, că... bineînțeles, da, da. A fost un campionat național pe stil, pe Shitoriu. Sunt 4 stiluri în karate modern. Shitoriu, Shotokan, Wada Ryu și Goju Ryu. Acesta a fost campionatul național pe Shitoriu, iar în urma calificării mele în finalele celor două probe, m-am calificat și la campionatul european de karate Shitoriu, care va avea loc în luna mai la Regensburg, în Germania. Deci tot plus 35. Tot la veterani, bineînțeles, da. Dar nu sunt sigur dacă o să merg, pentru că acum am intrat în această febră a alegerilor. Ăsta, da. Da. În mod normal ar fi fost în septembrie alegerile locale, dar și când ăsta acum, în 9 iunie. Atunci e campionatul? În 9 iunie sunt alegerile, campionatul este în luna mai, puțin mai devreme. Deci este destul de dificil pentru mine să... poți rupe două zile, eu știu, sau cât o fi acolo. În... ritmul ăsta în care am intrat în campania, fiecare zi este importantă și da, adevărat, trebuie să o analizez. Trebuie exploatată. Dar este timp și după alegeri, nu este un capăt de țară acum. Și acum, practic, cu ce te ocupi profesional? Bănuții de unde vin? Lucrez în domeniul privat, sunt vorbitor de limbă franceză, sunt francofon și lucrez în IT, să spunem, în domeniul acesta. Da, monitorizez software-ul pentru data centers în țările francofone, pentru o mare companie. Fain. Tot ce ține de cloud, mă rog, nu intrăm în detalii, dar... Bun, hai să vedem ce ne-a mai scăpat de aici, că spun foarte stufoasă. Cu fotbalul am calămurit-o noi. Apropo, ce? Chiar acum cu ce? Te duci la fotbal, așa, la live, undeva. La Jiu nu la Jiu am fost, dar ai bineînțeles, fost? Cum te să duci? Nu? Am fost la Jiu la mai multe meciuri. Acum jucăm cu ultima etapă cu CSU Craiova, aia lui Rotaru. Da, în lupta aceasta CSU-FCU eu m-am retras. Cum vezi asta? Prostia asta. Mai țineți minte dezafilierea Craiovei? Cum? Apoi revenirea, deci Adrian Mititelu și-a recâștigat dreptul de a fi reintrodus în 2013, după care a scos el echipa din campionat când nu mai avea bani. Deja jucătorii plecaseră liber de contract. Vasilească, da. Sau spre multe alte echipe. Mă rog, da, așa e. Eu din momentul acela am renunțat să mai merg și la eu sunt stelist de mic, de elev, de clasă primară, gimnazială, mă rog cum e acum. Dar nu mai înțeleg nicio nimic cu FCSB și Steaua. Oricum, Steaua e o glumă proastă aia din B. Da, dar cumva, cum să spun, comparația cu Craiova nu prea merge aici, pentru că măcar aia din B are de ce să se lege, se leagă de armată. Corect. Că de logo-ul, brand-ul, dar la CSU această apariție, cum se spunea, Craiolguța la vremea respectivă, a fost ceva foarte forțat. S-a recreat secția de fotbal din cadrul clubului sportiv Universitatea Craiova în condiții care nu era voie. Că nu era, așa este. S-au privatizat secțiile de fotbal la începutul anilor 90-91. Da. Cum s-a întâmplat și la Steaua și la Dinamo, iar apoi s-a creat un precedent prin această recreare a secției de fotbal, că tu practic faci concurenții acelei echipe. Păi nu vezi că toate care... și-au recreat până și Dinamo. Și Dinamo, 3. Da. Una e în C, una e în D. Una e în prima ligă și una e în D, da. CS una Dinamo e este CS 4, Dinamo. Care da. E alu nu știu care contestă da. Pe ăștia, care... Este foarte complicat, iar eu pentru liniștea sufletului meu... Cum vezi desfășurarea campionatului european de fotbal din Germania? Referitor la echipa României.
sperăm, deja o să am un discurs de antrenor, sperăm să facem o figură frumoasă, mingea este rotundă. Mingea este rotundă, da. Să fie bine ca să nu fie rău. Ca să nu fie rău, da. Am fost la campionatul european din Franța, pentru că eram acolo, în 2016, la toate cele trei meciuri. Oh. La meciul cu Franța, da, care, eram pe terasă aici, la Joli, care a și deschis campionatul european de pe Saint-Denis. Da. Parcă e gala, nu, ne-au bătut. Ne-au bătut cu Payet, gol frumos, da. O atmosferă superbă. Cred că am fost vreo 10-15 mii de români într-un Saint-Denis care are 85.000 de capacitate. Da, da. Deci, al doilea meci, 1-1 cu Elveția, pe Parc de Prince, deci stadionul lui Paris Saint-Germain. Stadion, da. Istoricul stadion al Parisului. Și meciul rușine cu Albania, 0-1, în care albanezii nu aveau niciun interes. Așa și totuși nu ne-am împotmolit, care s-a jucat în orașul în care locuiam la vremea respectivă, la Lyon. S-a jucat pe stadionul Olympic Lyonnais, 0-1 cu Albania. Noi am zis că o să fim și la în tribune peste albanezi și când mergeam spre stadion, în tribune 30.000 de albanezi, 10.000 de români. Îți dai seama. Acolo am văzut de fapt și diaspora albaneză cât de puternică e. Au venit masiv și din Elveția și din Germania. Diaspora, că și noi stăm destul de bine și emoțional, chiar apropo că tot ea e implicată în ceea ce spun acum, de piele de găină, bă, la Andra, că o cântat acum pe Wembley Arena, a avut 12.600 de spectatori. Da. Români. Dar și Nicolae Furduiancu a fost pe acolo. Parcă. Cine? Nicolae Furduiancu. Da, a fost, da. A avut o gașcă de 200 de oameni, cu tot staful tehnic. Deci, de asta, ce mișcare, de ce forță a fost acolo. Și se spune că la Londra a doua limbă vorbită după engleză e română. Aha, în Londra. În Anglia... În Londra. Dacă luăm de Anglia... Nu, în Anglia nu, că Anglia înseamnă... Limba polonă. Marea Britanie, Scoția și toate alea. Da. Polonezii sunt... Nu știu dacă nu arabi, pakistanezii și așa. Ca diasporă, polonezii sunt cei mai numeroși în Marea Britanie, da. După aia vin alții. Am și când am fost să lucrez în acea vară în Marea Britanie, în diferite școli. Da, și tu ne poți povesti că doar ai fost acolo. Da, am lucrat și în Londra, în zona a 5-a, în Harrow. Cei care locuiesc sau care au trecut prin Londra, știu cunosc zona. O zonă cu foarte mulți români. Și bine, eu am locuit într-o universitate, într-un campus. Și am mai fost și în alte zone, în Ascot, Shiplake, Henley-on-Thames, în fine. Dar revenind la campionatul european din Germania, acum vedem cu toții care este nivelul echipei naționale. Și bun, să spunem că discuția noastră are loc înaintea amicalelor cu Irlanda de Nord și Spania. Și apropo de Spania, la ultimul meci Spania-România 5-0, atunci în preliminari, nu mai știu ce Dumnezeu a fost, 30.000 de români, frate, pe Metropolitanul, pe stadionul Atletico Madrid. Deci eu cred că așa cum vor veni mulți români la amicalul ăsta, Columbia-România, știi că nu dacă știi. Da. Știu. Se joacă unul la diferență de 3 zile. Știi că echipa Columbiei în turneu în Europa și au zis, bă, dacă vreți să jucați cu noi, veniți voi la Madrid, că e mai aproape, știi? O să vă întreb acum, cât vorbeați de Wembley, mai țineți minte concertul Queen de pe Wembley, 1986? Acela este cel mai frumos concert pentru mine din toate concertele. Cred că AIDS ăla, nu? AIDS este Africa. În 85, dar am mai avut și în 86 Live Aid pentru Africa și să ajute. Da, eu până știu așa de amploare. Dar Wembley a avut în două zile consecutive Wembley-ul arhiplin. Iar legat de Columbia, mai țineți minte naționala Columbiei din 1994, cât era decotată chiar de Pelé, drept câștigătoare și am dat cu ei, Aspria. Da, exact, Faustino Asprilia. Higita, sau cum e pe portalul René Higita. Da. Am dat cu ei de pământ 94. Așa este. Și după aia. Și după aceea, și 98, corect. 1-0. Cu Mondragon. Adrian Ilie gol. Adrian Ilie. Prietenul tău. Da. Mondragon era în portă, Higita era în primul. Nebunul ăla ieșea pe la... Da. 50 de metri și bătea lovituri libere. Nu pot decât să sper că în Germania, la campionatul european, vom avea un parcurs, cum să spun, care să ne facă mândri, cum a fost la acel de tineret din 2019, că mai țineți minte, am fost până în semifinale în Italia. Dar cum? A fost o emulație fantastică. Deși știu și care sunt problemele, că vedeți, noi nu mai avem bazele de unde și baza de unde să selectăm copiii și juniorii pentru a crea echipele mari care să ducă și la naționale. Ne bazăm tot pe Gheorghe Hagi, tot pe mici. Acum eforturi se fac cât îți permite, dacă vrei așa, și gena, pentru că tot timpul
Se vehicula în urmă cu el, prietenul tău Florin știe că făcea parte, face sau făcea, nici nu mai știu, parte din galeria principală, hai să nu zic ultrasajului. Bă, frate, că el să și află acolo, că e păcat că n-avem o cameră. E suporter înfocat al, da, al J-ului, un suporter spune pătimaș. Tu, dacă nu s-au încercat să se aducă jucători din vale, ce aici? Nimic, că nu, dacă n-au valoare. Da, construi. Bun, l-au adus pe... Le dăm și nume acum. Bădărău. Mare speranță. N-au făcut mare... N-au rupt gura târgului. Ăsta mi-a venit în cap, Bădărău, da? Ăla de la Petrila. Erau vreo 2-3 de la Petrila. A rămas doar Torcoș, care Torcoș acum are 30 de ani. Bun. Oricine putea să vină la Jiu, dar nu confirmă divizia aceea altceva. Ca să nu spun, și aici nu mai vreau să dau nume, că sunt jucători care au fost invitați, mă rog, cu termenul nu-i poate cel mai potrivit, să joace la Jiu, dar au zis, nu mă las la Liga 4. Păi da, că acolo nu e fort, bănuțul-i bănuț, nu-i sigur ca la Liga 3, dar nu poți să-i aduci, atunci de-aia vin. Uite, avem la ora actuală jucători din Camerun, Coasta de Filde și Franța. Nu? La Jiu. Trei jucători. Și pentru cei care vreau să-și se lanseze de liceu, acest s-a dus prin neprofesionalismul care exista. Așa este. Acum degeaba se încearcă. Se încearcă bine că stă acolo în Liga 3 și... Se întâmplă că avem o problemă de mentalitate în toată rațiunea. Adică, acum avem campionatul la care ne-a calificat și... Nu mai contează dacă o să facem. La câtă secet a fost în fotbalul ăsta românesc în ultimii ani. Bine că suntem acolo, să nu ne facem. Acum nu o să ne bată, mă rog, cine o fi acum. Primul meci va fi cu Israel sau Ucraina, depinde care își câștigă finala între ele. O să ne facă de râs. Nici nu știu cu cine mai suntem în grupă. Cu Ucraina, Israel și... Ucraina sau Israel. Sau Israel, de fapt, dacă și nu. Și celelalte. Am fost la un amical în Ucraina în 2009, cred, la Lviv. Ucraina, România. Așa. Marcase Șefcenco, Andrei Șefcenco, idolul adolescenței mele. Atunci și știu când marcase să uitea să-l corege mei la mine dacă mă bucur sau sunt trist. Da. Chiar, apropo, cred că Marica a dat un gol foarte frumos. Face parte, din păcate, din zona politicului. Da. Cum vezi conflictele astea din Orientul apropiat și ăsta de și mai apropiat de noi? Vă referiți la invazia? La invazia. Da, cum zice la misiune specială. Da, sunt categoric împotriva acestei invazii a Federației Ruse. Că nu e Ucraina, că e stat creat artificial, că Stalin, bă, dar nu... Omori sute una, de... Da, una alta e alta. E adevărat că nici politica celor care au condus Ucraina asupra minorităților din Ucraina sau asupra românilor din Ucraina a fost foarte, foarte bună. Să nu uităm că le-au interzis să mai studieze în limba română în școlile din Ucraina. Adică cum ar fi să facem noi asta la noi în România cu minoritățile noastre? Noi le respectăm drepturile. Asta este una. Apoi, mai latura... mult ca oricare din Europa, să știți. Da. Latura, mai ales că merge și prin Spania și știți și pe acolo, că simțiți acolo, este chiar un exemplu foarte bun, că totul merge până la o anumită limită, vezi Catalunia. Exact. Dar mai este și latura istorică legată de teritoriile, nu? Bucovina de Nord. Păi la Catalunia, când au făcut ăștia pixul mare acum vreo 4 ani și era Felipe... Cu acel referendum. Da, da, era Felipe Sanchez, era, sau Gonzal, cu dracu cheamă pe ăla, pe primul ministru. Ce bă, ce vreți? Vreți independență? Ia mă, strânge 10 tancuri aici la porțile Madridului și hai să plecă la plimbare. Da. Odată l-o liniștit pe pungemonul ăla sau cum îl cheamă. Da. Așa toată lumea vrea să se rupă. Deși comparația asta se spune cu așa zisul Ținut Secuiesc, nu merge, pentru că Catalunia este o forță și individuală. Ținut Secuiesc, da. La noi Ținutul Secuiesc, să fim serios, și este mult mai sărac. Să vorbească oamenii, că e liber vorbitul. Dar revenind, categoric, nu suntem de acord, suntem împotriva acestei invazii și sperăm să termine războiul cât mai repede. În același timp, trebuie să menționez faptul că nu este războiul nostru și nu avem ce să căutăm acolo. Pentru că noi facem parte din NATO, dorim să rămânem în NATO și trebuie să avem mare grijă și la implicarea militară. Adică nu riscăm, că de aia nici nu se implică marile puteri, pentru a nu risca un al treilea război mondial, Doamne ferește. Da, ăsta este riscul, pentru că în mod normal, cum să spun, ca putere NATO ar trebui să calce în picioare în 24 de ore orice țară care... Da.
a devenit beligerantă, nu? Da, da. Da, vorba ta, nu se bagă nimeni, că tot politic, băi, aia, atacăm Rusia, bun, și ce-a rezolvat? Se bagă și aia, se bagă și ceilalți. Și până la urmă... Nici nu ne convine să vină Rusia încoace. Doamne ferește, ajung la frații noștri de peste Prut, adică... E clar că, și sunt foarte multe știri și zvonuri, există această teamă, această temere. Bun. Asta este părerea mea, nu sunt un expert în politică externă, politică națională, dar așa văd eu lucrurile. Dacă greșesc sau nu... Cine crezi că va candida, apropo de candidatori, la președinția României, în locul acestui domn care pleacă, el visează la NATO, da? Mă rog. Sunteți domn când îi spuneți domn. Da, din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor încă nu s-a desemnat un candidat 100% oficial. Știm că noi avem o platformă de merit, o platformă... Când e asta? În toamnă, parcă? Va fi poate chiar spre iarnă. Septembrie, spre decembrie, da. Va fi prezidențială, vor fi alegerile prezidențiale. Noi avem o platformă de merit la nivelul partidului, unde și eu am aplicat pentru a candida la Petroșani, a trebuit să prezint o strategie politică, să vin la un interviu în fața unei comisii de evaluare la nivel național, ca ei să spună, da, ești oficial candidat al Partidului Aur la primăria municipiului Petroșani. Așa se întâmplă la toate municipiile și consiliile județene. Pentru prezidențiale, în pole position, dacă ar fi să spunem așa, este președintele partidului George Simion. Asta ar ști, dar restul nu. Zvonuri și zvonuri. Că ar vrea să candideze, poate căutăm pe altcineva mult mai pretabil. Știu că și George Simion și-a anunțat intenția de a avea mai degrabă o funcție executivă. Ciolacu, cred că va candida. Eu vorbesc din punct de vedere al AUR. La ceilalți, și dacă ar fi Ciolacu, Ciucă și restul, mi se par mult prea mici pe lângă... Mă refer la nivel de popularitate, notorietate față de președintele nostru. Biden sau Trump? Donald Trump. Da? Noi suntem cu republicani, suntem... Deși acolo, na, diferența între democrați și republicani, nu e ca la noi între stângiști și dreapta, sau comunism și democrație. Dar Donald Trump este... sau ne asemănăm din multe puncte de vedere ca ideologie, să spunem, partidul nostru cu Partidul Republican. De altfel, există Partidul Republican și în România, al cărui președinte este Marian Cucșa, care face parte din Alianța AUR. Noi încercăm să coagulăm mai multe partide într-o alianță care să facă față acestui război, cu ghilimele de rigoare, politic. Da, e interesant. Mai am o întrebare asta, sau monarhie sau prezidenție? Ce să cala mai bine pe țara asta, că văd că e o mod acum în ultimii ani, că mai bine era dacă era regele, că nu. Cum ar fi? Monarhie prezidențială. Regat condus de președinte, da. Parlamentar. Avându-l ca diriginte la liceu pe domnul Cornel Platon, Dumnezeu să-l ierte, că a decedat profesor de istorie, da. Profesor de istorie, un pasionat de istorie, și de la dânsul am și această pasiune și legată de Basarabia. Imediat cum am ajuns la București, am dat și de... Și mie, profesorul meu de istorie, mi-a insuflat pasiunea pentru istorie foarte mult. Da. Dumnezeu să-l de Francis Cimbal, de la Vulcan. Asta vreau să spun, că am studiat și am văzut ce înseamnă și monarhii de tot felul, dar și țări care au avut președințe. De exemplu, bun, să spui, bă, îmi doresc o monarhie, dar te gândești la cine? Te gândești la Carol al II-lea sau te gândești la Mihai I? Că Carol al II-lea a fost dictatură. Absolut. Mihai I ar fi fost un dictator, că așa, Cătăuț este a fost un om extraordinar, uman și, nu? Adică nu știu cum e mai bine. Carol al II-lea președinți. Așa, un șmecher de ăsta de București. De... Exact. Acum președinți, vorbeam de război. Vrei o republică prezidențială? Îl vrei pe Vladimir Putin președinte? Doamne ferește. Doamne ferește. Dar așa, nu știu, Vlatsav Havel. Eu mă gândesc acum la monarhiile astea boeme, să le zic așa, gen Suedia, Danemarca, care sunt mai mult așa, cum e povestea, îl scot pe rege la fereastră de 10 mai să-l vadă lumea. Și culmea și nivelul de trai ar fi cam cel mai ridicat în aceste țări pe care le-ați menționat. Da. Și Norvegia, și Suedia, și Danemarca. Danemarca e cea mai fericită țară din lume, se zice. Pe modelul importării prințului de Hohenzollern am putea să importăm și de prin Suedia acum. Spania, eu l-am văzut așa față în față, la distanță, pe regele ăsta.
Felipe al VI-lea și pare așa un tip sobru și cu barba aia. Da. Are... Asta este și rolul lor până la urmă, să apar să fie impecabil în societate. Acum totul este cum dirijezi țara. Uite că a trecut aproape o oră, ce ar mai fi de povestit așa din... Ce ți-ai mai dori așa? V-aș întreba eu pe dumneavoastră, că chiar eram, când veneam spre dumneavoastră, eram curios, care ar fi un top 5 fotbaliști români ai tuturor timpurilor pentru dumneavoastră? Foarte simplu. Gheorghe Hagi. Pot să vin și cu argumente la fiecare, dar nu avem timp. Ok. Doi Dobrin, pentru modul artistic în care... L-ai văzut jucând? În imaginele video. În imagini video. Bineînțeles. Liță Dumitru. Pe locul 3? Pe locul 3 Liță Dumitru, pentru adversarii foarte grei pe care i-a avut și i-a stăpânit de-a lungul. Acum, la locul 4, te rog să nu râzi și să nu zici că-s patriot, dar mie mi-a plăcut teribil și dacă nu juca la Jiu era departe, Gigi Mulțescu. Ok. Ar fi pe locul 4 și pe locul 5. Locul 5 l-aș împărți între doi fosteliști, de unde am început să-mi placă fotbalul, datorită faptului că erau niște... Vezi, întotdeauna mi-a plăcut politețea și pe teren. Ludovic Sătmăreanu, fundașul dreapta al României din anii 70, și Piu Crăinicianu, extrema naționalei și a Stelei din aceiași ani, plecat de la Lupeni. Și acum, la orice emisiune am să spun, Lupeni, dați numele domnilor la stadionul la Carol Crăinicianu, așa cum am dat noi... Uite, la Petre Libardi. Uite, la ăștia, la Târgoviște, Eugen Popescu, nici nu știu cine era. Poate o personalitate pentru ei. Sau Dan Păltinișanu, care la nivel național poate nu se știe foarte, dar a fost un jucător de marcă al Nicolae Dobrin la Pitești și așa mai departe. Adică, na. Știi? Deci ăștia ar fi. Eu ți spun încă o dată, fără să greșesc, rămâne Hagi, totuși rămâne Dobrin. Probabil te surprinde că n-am zis Balaci, nu? Da, asta vreau să vă spun. N-am zis Balaci pentru că sunt și un pic subiectiv. Eu nu prea am fost pro Craiova niciodată. Mi-au rămas de adolescent și mai ales de copil. Niciodată n-am să știu de granița între adolescență și copilărie. Bătăliile alea între craioveni și olteni, craioveni și olteni, auzi, doamne, între olteni și petroșeneni, aici, înaintea meciurilor, ia, că și de atunci se băteau din anii 60, 70, 80. Stai liniștit. Deci erau ultra și atunci. Da. Mă, și nu-mi plăcea că a apărut să echipa aia care o știa toată lumea. Bă, frate, o știai din somn, dacă te scurau un slung, negrilă, Trioi, Ștefănescu, Gureanu, Țicleanu, Balaș, Beldeanu, Cristian Cămătaru, Cârțu, sau mă rog, sau Oblemencu înainte, Mitică Marcu. Uite, Mitică Marcu. Mai devreme, dacă vorbim de 74, când a câștigat Cupa și Craiova campionatul. Da, exact. Că este un meci atunci în toamnă și spune Cupa bate campionatul. I-am bătut cu 2-0 la Petroșani. Ei erau campioni on titr. Noi eram deținătorii Cupei României. Nu erau campioni on titr. 74, da. În 73 au pierdut campionatul. Nu, în 74. În 74 au câștigat campionatul. Și noi câștigasem în Cupa. Corect, da. De-aia da. Spun că au un titr. Băi, dacă titr, da. Te uiți pe cartea asta la 1970 și ia uite-te, că e făcută cronologic. Vezi unde e 1973. Gata, am găsit. Uite, ia. Jiu Petroșani. Craiova Dinamo, da. Da. Noi am terminat rău, pe 12, nu știu pe unde este. 72-73 a fost Dinamo Craiova la un gol diferență. Ai altceva, dar vorbim de 74. Craiova campionul unei mari iubiri. De-aia țin minte acest titlu, Cupa bate campionatul. Jiul Petroșan, Universitatea Craiova, 2-0. Echipă bună avea Jiu atunci, Craiova, nu mai zic. Deci ăștia ar fi fotbaliștii mei preferați, iar dintre cei de talie mondială, din diferite generații, o iau de cei mai vechi. Pele, Maradona, Cristiano Ronaldo. Ok, interesant. Da. Deci l-a spus totuși pe Pele pe primul loc. Nu pe primul loc. Aici nu-mi cere primul loc. Am identificat-o pe decenii, pe perioada istorică. Da, da, da. De când, deci Beckenbauer, de asemenea, am fost un mare admirator la, pentru eleganța lui. Și mai încoace Maradona. Rivaldinho mi-a plăcut, deși sunt anti-Barcelona, dar nu pot să... Rivaldo. Rivaldo? Rivaldinho e fiul care joacă la noi în România. Nu Rivaldinho, mă. Romario? Sau Ronaldo brazilianul? Nici Ronaldo brazilianul. Ăsta de la Barcelona cu dințosul ăla. Ronaldinho. Ronaldinho. Exact, Ronaldinho. Da. Deci ăsta. Ți-am zis Rivaldinho, scuze. Da, Rivaldinho e băiatul lui Rivaldo. E băiatul care joacă la Faro sau unde? Da. Deci ăștia mi-au plăcut
Teribil. În România, pentru mine, top 3 o să dau. Dobrin, Dobrin, Balaci, Hagi. Din ce am analizat de-a lungul... Doar că tu ești cu Ilie Balaci. Da. Nu contest, da. Jucător senzațional. Am avut onoarea să și dau noroc cu el, Dumnezeu să-l ierte, după un meci Craiova-Faru, 4-0, și la o benzinărie din Craiova l-am întâlnit, era într-un Mercedes Sport. Da, da, da. Eu, bine, sigur că prin datorită meseriei mele am avut interviuri cu Duc Adam, cu Puiu Iordănescu, da, cu Mirel Rădoi, cu Meme Stoica, cu... Da, are rost să mai intrăm în detalii. Am fost întotdeauna un anti-dinamovist mărturisit. Vă felicit pentru asta. Pentru că așa îi percepeam în copilărie, da, că e miliția care ne teră și făceau, în fine, de încolo. Da. Să fim sănătoși. Păi, cam asta a fost. Eu vă mulțumesc pentru invitația. Și eu îți mulțumesc că ai venit și pentru faptul în continuare că ai contribuit la o atmosferă foarte mișto de tăgădăm. Sunt unii invitați la care mai tragi de ei. Eu am și sânge de oltean în mine, că sunt jumătate ardelean, jumătate oltean și am locuit și foarte mult în București. Nu poți să stai și să mâmâi pe acolo, trebuie să-i dri ritmul cotidian. Mă, Cristian, ce să zic? Succes în continuare, o luăm în ordine. Profesional, prin ceea ce faci, să câștigi bănuțul, cum zic eu. Mergi mai departe pe astea, că bine faci. E o pasiune, sportul. Păi, și în politică, ce să zic? Îți doresc succes. Doamne ajută, ce va fi, va fi. E bine și mergem înainte. Sper că ne mai întâlnim până la iunie. Mă bucur că ai venit. Doamne ajută, vă mulțumesc. Să mai ciocnim un par de vin încă o dată pentru 20 aprilie. Bă, 40 de ani, frumoasă vârstă. Profită de ea din plin. Profită din plin. Ești căsătorit, nu? Sunt căsătorit. Atunci stai în banca ta. Nu, bine. Doamne ajută.